Pe 6 iunie, de ziua de naștere a înalt preasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Mușcelului, la Catedrala Arhiepiscopală au venit clerici din toate cele 6 protopopiate pentru a-i ura la mulți ani și multă sănătate conducătorului Bisericii Argeșene. La împlinirea vârstei de 71 de ani, arhiepiscopul Calinic a oficiat slujba de Te Deum și a rostit rugăciunea de mulțumire pentru binefacerile primite. Aducem mulțumire milostivirii tale pentru binefacerile ce ai dăruit bisericii tale din Argeș. Cei prezenți la acest eveniment au ascultat și cuvântul de învățătură rostit de arhiepiscopul Calinic. Când prăznuiește cineva o zi de naștere și se duc vecinii și prietenii, ei se simt ca și cum ar fi ziua lor de naștere. Și asta este o comuniune tainică, binecuvântată de Dumnezeu, care are ca suport ceea ce spune Duhul Sfânt prin psalmistul. Cât de bine și cât de frumos este ca frații să fie împreună. Ca astăzi și ca totdeauna. De când noi lucrăm împreună. Duhul Sfânt să vină peste noi toți. Pacea Lui să cuprindă inimile noastre. Vă mulțumesc tuturor pentru dragostea care ați depus-o în slujirea preoțească, în răbdare, în grija mântuitoare pentru credincioși și pentru noi înșine, fiecare, pentru răbdarea cu care slujiți greu zilei și greu responsabilităților, cerând ca Dumnezeu să le binecuvinteze El și să le transforme în bucuria inimii, în bucuria împlinirii.